Excel vă recomandă Pantera 40EC și Rango. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Continuăm să vorbim despre schimbările climatice, despre ce ar trebui să facă România pentru a preîntâmpina aceste schimbări, pentru a le diminua și pentru a reuși să ne creăm așa un sistem să fim mai puțin vulnerabili. Aș vrea să reiau această idee sub următoarea formă. Am auzit despre discuțiile astea. Rachetele antigrindine produc secetă. Dom'le, este fals și se poate demonstra științific următorul lucru. Am să pornesc de la o idee cunoscută din popor. Pădurile atrag ploile. Așa se spune în popor, că asta este ideea de ce trebuie să împădurim foarte mult. Care este ideea? Un nor care traversează țara este încărcat cu umiditate în jur de 60-70% și nu precipită. Pădurea are contribuția proprie de umiditate și depășește acest prag și produce precipitare. La fel se întâmplă cu rachetele antigrindină. Când trimitem o rachetă cu iodură de argint cu nuclee de condensare suplimentare, în norul respectiv se poate produce condensarea și precipitarea chiar dacă ar trece peste noi, peste zona respectivă, fără să lase o picătură de ploaie. Deci este atât de simplu și atât de vizibil încât, repet, este o mare prostie să se mai susțină că rachetele produc secetă. Nu! Contribuie la creșterea precipitațiilor. A doua chestiune care trebuie să mă opresc, dacă am timp, un minut asupra ei, este următoarea. Eficiența sistemului construit și care, mod sigur, se va dezvolta, a fost demonstrată anul trecut. Și am făcut o comparație între căderile de grindină în interiorul cercului protejat de un punct de lansare și în exteriorul lui. A fost o lună jumate de căderi de grindină zi de zi și eficiența este de 80%. Trebuie să spunem lucrul ăsta, să nu creadă factorii politici, oamenii politici sau primarii sau altcineva, să creadă, domne, protejăm 100%. Nu! Pentru că din toate analizele și când am să trec pe la domnul ministru, am să-i duc niște grafice, arată următorul lucru. În afara zonei protejate, dacă a căzut anul trecut de 10 ori grindină, în interiorul zonei protejate putem să avem o cădere sau două căderi de grindină, dar nu 10. Eficiența este de 80%. Nu este de 100%, dar este de 80% și ăsta este un lucru extraordinar. Bun, domnul ministru, problema revine din nou în curtea dumneavoastră, a Ministerului Agriculturii. Cu toții suntem de acord că acest sistem e bun, ne-ar ajuta, ne-ar stimula. Ce ne împiedică să investim în el? Pentru că dacă mai lăsăm ani să treacă, s-ar putea să coste și mai mult să redresăm agricultura. Vorbim despre efectele secetei. Cineva spunea că dacă ar fi să despăgubiți, nu știu la ce sumă s-a făcut calculul per hectar, dar ar costa undeva în jur de 1 miliard de euro despăgubirile. Înțeleg că acest sistem anti-grindine și de stimularea precipitațiilor, dacă ar fi bine pus la punct, nu costă mai mult de 80 de milioane de euro, nu, domnul Căunei? Da. Sigur că de la 80 de milioane la 1 miliard e cale lungă. Foarte corectă afirmația noastră. Problema este în curtea ministerului. Eu coordonez activitatea Autorității Naționale Antigrindină și sunt onorat și încântat să lucrez cu profesioniști ca domnul Căunei și cei din echipa domniei sale. Am înțeles și eu chiar de la început, nu trebuia să-mi explice foarte mult, eficiența sistemului antigrindină și de creșterea precipitațiilor, pentru că dacă în sistemul clasic de irigații știm cu toții că avem costuri foarte mari,
creșterea precipitațiilor prin sistemul național, prin rachete, costă doar 14 euro pe hectar, pe când celălalt am înțeles că de 4 sau 5 ori mai mare. Noi avem un plan de dezvoltare al acestei autorități și avem un plan de investiții. Sigur că anul ăsta este un an greu din punct de vedere financiar pentru România datorită crizei COVID, dar asta nu înseamnă că nu îi sprijinim și domnul Căunei știe că le suntem alături și că facem toate eforturile ca să dezvoltăm acest sistem de creștere a precipitațiilor, dar și de protejare împotriva dezastrelor datorate grindinei. Pe de altă parte, sincer vă spun, mie mi se pare și un sistem prin care folosești puțină forță de muncă, mult mai curat decât sistemul clasic de irigații și de... Chiar ieri am fost la Telorman cu domnul Căunei și am vizitat o stație de pompare, repet, care are motoare de 50 de ani făcute în Anglia. Noi acum am reparat acea stație, am pus-o, o să o punem în două săptămâni în funcțiune, care irigă 15.000 de hectare, dar din nefericire a trebuit să facem niște motoare, am dat comandă de motoare în Grecia. România astăzi nu mai are nicio fabrică care să producă inputuri pentru aceste stații și pentru irigații. Nu mai avem Aversa, nu mai avem fabrici de motoare, de pompe, de mai nimic. Nu știu, eu mă bucur că am dezvoltat și agricultura și că producem la paralele cu noi europeni, dar industria acum nu ne mai poate ajuta. Ce vreau să vă mai spun, dacă am avea finanțare, ne-am ajutat din altă parte, că sunt mulți care sunt gata să vândă produsele astea. Îmi spun și fermierii în momentul ăsta, iertați-mă 30 de secunde, și oamenii, pe bună dreptate, întreabă: dom'le, prin fonduri europene nu pot fi accesate, nu pot fi luați bani pentru acest sistem? În plus de asta, știu că chiar aici la emisiune, Dimitrie Muscă, unul dintre fermierii mari importanți ai acestei țări, au spus: dom'le, eu sunt dispus, alături de alți fermieri importanți, să contribui și eu, dacă e nevoie, cât ține de mine, pentru a achiziționa aceste aeronave, pentru a achiziționa aceste puncte antigrindină, pentru că am convingerea fermă că oamenii care au știință de carte, care înțeleg ce înseamnă să faci o agricultură performantă, sunt gata să vină lângă dumneavoastră, lângă domnul Căunei, lângă domnul Sandu, lângă toți oamenii ăștia care vreți să faceți ceva. Haideți să lansăm, să facem un demers public pentru cei care vor să se alăture. Poate găsim un parteneriat public-privat, împreună cu fermierii, cu firmele din agribusiness. Haideți să facem ceva, să mișcăm lucrurile în țara asta, pentru că în toată perioada asta de pandemie putem să facem și lucruri care să rămână după. Dumneavoastră, cei care sunteți acum la guvernare, aveți șansa asta pe de-o parte să corectați. Știu că nu sunt bani, nu e nimeni absurd, dar cred că oamenii înțeleg dacă li se explică: domnule, de ce e bun sistemul ăsta? Uite ce poate face, cu dovezi clare, cum ne-a spus domnul Căunei. Am văzut și în România, știu că sunt alte țări, alte state care au așa ceva, funcționează astfel de sisteme de mult timp, nu de azi de ieri, cu rezultate concrete. Aici nu vorbim de ghicim în cafea sau așa, în bobul că plouă sau nu plouă. Așa este, domnul Ghinea. Să știți că eu din decembrie, de când am primit acest, să spunem, job și lucrez cu domnul Căunei, tot căutăm soluții cum să găsim finanțare pentru dezvoltarea mult mai rapidă a acestui sistem. Pe fonduri europene nu se poate. Am căutat toate variantele posibile. Cu actuala perioadă de finanțare nu este eligibil să finanțăm Autoritatea Națională Anti-Grindin. Am găsit niște soluții, suntem în discuții ca să rezolvăm din 2021, să punem un nou program PNDR 2021-2027, posibilitatea utilizării fondurilor europene. Dar ce vreau să vă spun este că încă o dată le mulțumesc celor doi specialiști aflați astăzi în studioul virtual, pentru că în ultima lună, de când s-a instalat SECETA în România, am primit la minister foarte, foarte multe reclamații, petiții din partea unor fermieri care nu cred sau consideră că utilizarea acestor rachete a creat secetă în fermele lor.
Mă bucur, sper să fie în fața televizorului, să înțeleagă prin intermediul micului ecran că nu aceasta este cauza secetei din fermele domniilor lor. Și noi vom continua să dezvoltăm acest sistem pentru că, într-adevăr, e puțin rușinos ca Bulgaria să aibă o suprafață acoperită mai mare decât noi. Noi înțeleg că avem vreo 1.400.000 de hectare. Chiar și Moldova are o suprafață mai mare decât noi, raportat la suprafața ei. Însă Moldova înțeleg că a avut și niște beneficii datorită fostului caier sau ceva de genul ăsta, pentru că sistemul rachetelor antigrindină nu a fost descoperit la ierelalte. E o tehnologie pusă la punct înainte de 89. E adevărat, și statele astea poate că au fost mai disciplinate decât noi, n-au distrus nici sistemele de irigații. Știm ce s-a întâmplat în România după 90. Fiecare și-a luat câte o dală acasă, cât un fier beton. CAP-urile tot așa, dacă te duci pe la unii pe acasă, găsești cărămida pe la ei prin curte și au făcut fel și fel de magazii și așa mai departe. A fost harababură, dar hai să încetăm o dată cu această harababură dacă vrem. Și asta nu vă spun dumneavoastră, vă spun fiecăruia dintre noi, ci mie și la toți cei care ne urmăresc. Educația trebuie să pornească de la noi, de la fiecare dintre noi. Fiecare trebuie să ne educăm, să conștientizăm și să reacționăm pe cale de consecință. Că dacă vom sta tot timpul să ne uităm la statul ăsta, să ne dea, statul e tot o persoană juridică, da? Dacă unde să-ți dea dacă nu facem și noi ceva în sensul ăsta? Ce ține de noi? Eu nu spun că totul ține de fermier sau de mine sau de dumneavoastră, da? Cred că fiecare măcar să conștientizăm. Noi avem o campanie, să știți, pentru că ne-am dat seama că trebuie să ne implicăm mai mult. Și asta facem împreună cu asta, da? Și vreau să vă alăturați și dumneavoastră acestei campanii, să susținem, să contribuim la dezvoltarea acestui sistem antigrindină și de stimulare a precipitațiilor, pentru că putem să coagulăm alături de noi firme din agribusiness, fermieri importanți, fermieri mari, mici, nu contează până la urmă dimensiunea, că aici nu vorbim că ești mai mare sau că ești mai mică. Dacă e să ai precipitații, ai și la 2000 de hectare, ai și la 20 de hectare sau n-ai deloc. Lumea asta trebuie să înțeleagă. Dacă ne vom mai dușmăni încă mult timp de acum încolo, se va alege praful definitiv. Hai măcar să lăsăm odată certurile astea, dușmăniile astea, că ăla e mare, că ăla e mic, că ăla a luat, că ăla n-a luat, să facem de acum încolo câte ceva și să-i ajutăm pe oamenii ăștia, că avem și oameni deștepți în România și oameni implicați, care se implică, care vor să facă ceva, da? Dar trebuie să-i ajutăm, să-i stimulăm. Mă sună domnul Nicu Sitaru, nu pot să-i răspund, o să-l rog să-mi dea un mesaj, pentru că în momentul ăsta nu sunt în studio și dacă eram în studio, rugam să sune pe telefonul fix. Probabil că dorește să intervină. Nu știu cum să procedăm. O să căutăm să-l contactăm în zilele următoare. Care conștientizează importanța acestui sistem. Vă rog. Corect. Ca să termin întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră, să știți că cu toată lipsa de bani datorată crizei COVID-19, noi am asigurat până acum funcționarea în parametrii Autorității Naționale Antigrindină, tocmai datorită faptului că este importantă pentru noi. Eu personal cred foarte mult în ce poate să realizeze această autoritate și cred foarte mult în tehnologia pe care o aplică. Repet, mi se pare prietenoasă cu mediul înconjurător, folosește puțină forță de muncă, nu este poluantă, ieftină față de tehnologia clasică și cred că trebuie dezvoltată la nivelul de altfel. Eu am vorbit cu domnul general Căunei și avem un plan de dezvoltare ca să acoperim întreaga suprafață agricolă a României cu rachete antigrindină sau de creșterea precipitațiilor. Bun, fermierii care vor să se alăture. Domnul Ghinea, vă rog, domnul Sandu. Domnul Ghinea, o completare la fondurile europene, dacă se poate. Vă rog, spuneți. Citeam mesajul ce spune domnul Sitaru, da. Este corect. Nu o să financeze Uniunea Europeană direct activitatea, dar acest sistem nu funcționează fără un sistem performant de radare. Și vreau să vă reamintesc, conducerea ANM-ului a făcut toate demersurile să obțină bani de la Uniunea Europeană pentru 7 radare foarte performante
și este proiectul în derulare. Deci ce se poate face pentru a obține bani de la Uniunea Europeană, se face. Bun, Doamne ajută să facă. Noi ne dorim să facem, că dacă nu facem, știți cum e, încet, încet, cu ghilimele de rigoare. Referitor la această discuție a fermierilor care spun că produce secetă, i-aș invita să ia legătura cu fermierii mari din Moldova. Doamne, eu știu din sursă sigură că la Cornari, de când se folosește sistemul antigrindină, n-a mai căzut grindină. Păi dacă vorbesc cei care contestă, vorbesc cu cei care au trăit experiența asta, o să-i convingă sigur că nu este așa cum susțin ei. Bun, luăm 10 secunde și după o să ne spună și domnul general Căunei unde se folosește cu succes acest sistem, în ce state, pentru a întări spusele dumneavoastră. 10 secunde de publicitate și revenim. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres, aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Am revenit în direct. Domnul general, haideți să îi convingem pe cei care încă nu sunt ferm convinși de spusele dumneavoastră, de spusele domnului președinte Sandu, ale domnului secretar de stat Ștefan. Ce țări folosesc acest sistem și ce rezultate au? Mie mai mi-a spus, am mai văzut, am mai citit, am mai studiat, dar vreau să-l convingem și pe cel mai... cum vă spun, să vă spun, cel mai greu de convins fermier că lucrurile stau așa cum ne spuneți dumneavoastră. Că dacă vom merge cu paparul de pe câmp sau să facem fel și fel de plecăciuni, să invocăm ploaia, cred că, iertați-mă, sunt șanse mai mici să aducem precipitații decât dacă am folosit acest sistem. Vă rog. Aș vrea să încep prin a vă spune că s-a luat premiul Nobel pentru cel, acum 68-69 de ani, pentru un fizician de la Paris, pe ideea unei românci din perioada interbelică, pe partea de condensare. Deci, efectiv, a demonstrat că folosind iodura de argint s-au obținut acele nuclee de condensare, în sfârșit și alte modificări în fizica atmosferică, și s-a luat premiul Nobel. Iar activitatea în lume este de funcționează de peste 60 de ani. Și aș vrea să exemplific câteva țări. Deci, în Bulgaria, din 69, folosesc rachete antigrindină. În Croația, din 76, 1976, folosesc generatoare terestre și rachete antigrindină, metodă combinată. În Franța, din 1952, folosesc generatoare terestre, deci toate mijloacele tehnice pe care vă le spun, au posibilitatea de a crea centre de condensare artificiale prin diferite metode, deci, dar principiul e același. În Germania, din 1975, în Grecia, din 1984, cu Grecia am colaborat pe creștere de precipitații cu avioanele, deci au atâția ani de experiență. Deci nu putem să spunem că noi am făcut ceva la întâmplare, ci am făcut precis și cu multă știință și cu multă gândire, deci cu specialiști pe care îi avem. În Ungaria, din 1991, se folosesc generatoare terestre. În Macedonia se folosește metoda rachetelor, din 1971. În Serbia și Muntenegru, din 1967, se folosește metoda rachetelor. În Spania se folosesc atât generatoare terestre, cât și aviație. În Israel, și aici aș vrea să mă opresc puțin, este una din metodele de a obține apă potabilă. Apă atât pentru consumat, cât și pentru agricultură. Este o metodă foarte bine utilizată și în momentul de față. Nu aș vrea să enumăr marile state, Federația Rusă sau Statele Unite, când din 1900, din 30 au început experimente, în momentul de față sunt peste 100 de programe. Deci noi nu am inventat roata căruții, noi am luat și vă spun sincer, eu am făcut din această activitate o pasiune. Prima dată am văzut ce se întâmplă în lume, domnul Sandu știe foarte bine. Am mers,
am monitorizat, am văzut, am adus de la diferite întâlniri și conferințe și congrese material, documentare și am aplicat în România. Am considerat că este foarte bun și am demonstrat. Și în continuare voi demonstra că metoda cea mai bună de creștere a precipitațiilor este aceea cu aviația și cu rachetele antigrigene. Deja noi lucrăm la o rachetă de joasă înălțime, facem în momentul de față testele în poligon pentru a o putea folosi și a începe creșterea precipitațiilor și prin metoda rachetării. De ce? Nu este la îndemână. Noi am creat un sistem. Acest sistem pe care l-am creat ne dă posibilitatea să facem mai multe, inclusiv o agricultură performantă, dezvoltată, o agricultură, cum de altfel se fac și în alte țări, cum este în Israel, deci și în Statele Unite. Domnule, în Colorado, nu mai avem mult timp, deși mie, da, îmi cer scuze, domnule general, mie unul personal îmi place foarte tare subiectul ăsta și tema asta și aș fi vrut să mai vorbim mult pe acest subiect, dar să știți că o să ne reîntoarcem la dezbaterea noastră din seara asta, negreșit, în săptămânile următoare și o să vreau să invităm prin această aplicație pe care o folosim în clipa de față la dezbaterea noastră și fermieri care încă au dubii sau încă trăiesc cu senzația că din cauza pentru ei, dacă era în altă zonă, probabil că foloseam datorită acestor sisteme antigrindină, acestor rachete au scăzut precipitațiile. Și îmi scrie domnul Sitaru, eu citesc toate mesajele, să știți că la noi la Agro TV aici nu citim numai anumite mesaje, le citim pe toate, că ne convine, că ne convine, asta e situația. Dar spune așa domnul Sitaru, să luăm legătura cu fermierii din zona Urlați, pentru că acolo se plâng de instalarea secetei tocmai din cauza acestor rachete. Eu n-am fost, nu cunosc care e situația la Urlați, nici nu pot să sun acum în clipa de față un fermier să dialogăm, să ne spună care e situația și cum a ajuns la concluzia asta pe baza unui studiu. A constatat pur și simplu, n-am de unde să-mi dau seama, dar îi propun domnului Sitaru, într-o emisiune următoare, da? Într-o altă emisiune, să participe atât dumnealui cât și fermierii despre care face vorbire și să avem o discuție civilizată cu cărțile pe masă pentru a lămuri și a-i convinge pe toți de importanța acestui sistem. Și repet, noi cei de la Agro TV împreună cu ASDA credem că România are nevoie de o astfel de tehnologie și nu suntem singuri, pentru că mai sunt alți fermieri, mi-a scris mai devreme domnul Ionuț Lungoci, e de la o cooperativă importantă din România, care, mă rog, printre altele, mă felicită că am realizat emisiunea asta, vorbește despre binefacerile acestui sistem și despre faptul că lumea ar trebui să înțeleagă că e nevoie să investim mai mult în așa ceva pentru a crea plus valoare și pentru a nu mai avea atâta secetă. Că n-a spus nimeni aici în seara asta, cum ne-a spus și domnul Sandu, că dacă implementăm acest sistem, scăpăm în totalitate de grindină și de alte probleme. Bun, mulțumesc mult de tot pentru prezență. Îmi cer scuze dacă am acaparat ultimele minute, dar promit și mă țin de cuvânt că în săptămânile următoare ne revedem aici la Agricultura la Raport cu acest subiect, dar și cu invitații care poate au o altă părere. Cu siguranță că așa va fi. Mulțumesc mult de tot. După câteva minute o să ne revedem cu doamna Carmen Avram, europarlamentar, Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români, și Nicușor Șerban, președinte al Clubului Fermierilor Români. Mulțumesc tare mult, domnilor!